fetele singure să facă gălăgie. Am orientat. Merge, cum să nu meargă? Sute de oameni, familii cu copii, au ales această stațiune ca destinație de vacanță. În apă sau pe nisip, cele mai bune locuri se vânează toată ziua. Mă simt ca acasă, la Eforie. Am venit de mai mulți ani aici și este foarte frumos. Aglomerație mare. Ha, rău. Rău, asta este. E ultimul weekend, probabil, cu asemenea aglomerație. Când ați venit pe plajă de a-ți ocupa? Să știți că n-am venit foarte devreme, în jur de 10. Dar am avut noroc. Cât ați dat pe șezlong? 25, Mirela? 25? Ce? Șezlongul? Da, 25, că și ieri la fel a fost. În stațiunea asta venim de foarte mulți ani. Ne simțim foarte bine. Suntem tratați cum trebuie. Plaja este superbă. Oamenii spun că prețurile mult mai mici decât în Mamaia, atât la mâncare cât și la cazare, i-au făcut să aleagă această stațiune. O familie cu un copil nu cheltuie mai mult de 700-800 de lei pentru o săptămână de vacanță, bani cu care în Mamaia nu prea se mai poate caza nimeni în aceste zile. Super bine! La orele prânzului, aglomerația de pe plajă se mută la restaurante și terase. Sunt cozi peste tot, chiar și la autoserviri. Ce mâncați la prânz? Ciorbă de fasole, ciorbă de burtă, fasole cu afumături, o varză cu afumături. Cât vă costă așa? Ați făcut un calcul? Sincer nu, deocamdată. Sunt o cerbiță de prânșoare, o bucățică de ceafă la grătar. Cam cât costă așa? V-ați făcut un calcul? Au 30 de lei, 40 de lei. Mult, puțin? Mediu. Toată aglomerația de zilele acestea va dura până în ultima zi a lunii august, luna concediilor. Apoi, brusc, litoralul va reveni la o încărcare turistică la jumătate față de acum.